Un număr de 6.534 de elevi din județul Hunedoara vor beneficia de programul Masă Caldă pe parcursul acestui an școlar. Ministrul Educației a pus în dezbatere publică lista celor 450 de școli din întreaga țară. Beneficiare ale acestui program, precum și proiectul de hotărâre de guvern pentru aprobarea listei în care acesta se implementează. 11 din cele 450 de școli sunt în județul Hunedoara. Într-un clasament al numărului de elevi care vor primi o masă caldă, județul nostru se clasează pe locul 6. Suma alocată în proiectul de hotărâre de guvern programului Masă Caldă este de 133 milioane lei, județului Hunedoara fiindu-i repartizată suma de 4,8 milioane lei. În județ, programul se va aplica la unitățile școlare din localitățile Hunedoara, Uricani, Petroșani, Aninoasa, Orăștie, Brad, Sântă Mărie Orlea, Baru, Călan, Ilia și Gioagiu, localități în care primăriile au reușit să amenajeze spații adecvate unde copiii pot mânca o masă caldă sau să primească pachetul alimentar în valoare de 15 lei pe zi. Cei mai mulți elevi care vor primi o masă caldă sunt din Călan, Gioagiu și Orăștie.